Uniunea Social Liberală a câștigat detașat și în Țara Făgărașului, surclasând cu mult Alianța România Dreaptă. Atât candidații la Senat, cât și la Camera Deputaților din partea USL au obținut rezultate bune, atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Același clasament îl întâlnim și în orașele Făgăraș și Victoria. Sebastian Grapă și Daniel Zamfir, candidații USL la Parlamentul României, au fost preferații electoratului din Țara Făgărașului. Aceștia au obținut 50% plus 1 din sufragii, astfel drumul lor către Senat și Camera Deputaților a fost asigurat. Candidații care însă vor merge la redistribuire sunt cei din partea Alianței pentru România Dreaptă, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România și Partidul Poporului Dan Diaconescu. Astfel, pentru Camera Deputaților, USL a întrunit cele mai multe voturi din municipiul Făgăraș, 6.873 față de ARD, care a reușit să obțină doar 1.632 de voturi. Caz similar și în orașul Victoria, aici unde USL a reușit să adune 761 de sufragii, față de ARD, care a întrunit doar 361. Comuna Mândra a fost cea care a reușit să adune pentru Camera Deputaților cele mai multe voturi pentru USL, respectiv 777, adică 68,64% de voturi. Aceeași comună a strâns pentru ARD doar 144 de voturi, respectiv 12,72%. Și în comuna Voila, USL a fost preferat, 626 de voturi, respectiv 63,42% față de ARD, care a întrunit doar 98 de voturi, respectiv 12,6%. Comuna unde ARD a reușit să adune mai multe voturi pentru Camera Deputaților a fost Drăguș, aici unde s-au obținut 341 de voturi, adică 71,94% față de USL, care a adunat 87 de voturi, adică 18,35%. Aceeași situație și la voturile pentru Senat. În toată Țara Făgărașului, USL a fost preferatul votanților, cu un procent de aproape 60%. Astfel, în Făgăraș, USL a reușit să adune 65,4% din sufragii față de ARD, care a întrunit doar 15,83%. Și în orașul Victoria, USL a fost primul pe lista alegătorilor, 56,76% față de ARD, unde s-a obținut 23,86%. Tot comuna Mândra a reușit să strângă cele mai multe voturi pentru USL și la Senat. Aici s-a votat 69,41% față de 14,11% cât a strâns ARD. Și în comuna Comăna, 513 de votanți au preferat USL față de 135 de votanți care au pus ștampila pe ARD. Singura comună unde ARD a reușit să strângă mai multe voturi pentru Senat a fost tot comuna Drăguș. ARD a strâns 305 voturi față de 103 voturi pentru USL. Celelalte partide înscrise în competiția electorală nu au adunat la fel de multe voturi. Astfel, UDMR pentru Senat a strâns doar 2476 de voturi, PRM 1422, iar PPDD 4870. Nici la Camera Deputaților, celelalte partide nu au reușit să se impună.